Sagan. Salut toată lumea, bine v-am găsit la un nou clip. De data asta vreau să facem un vlog mai special, deoarece azi pe... cât e azi? 12 mai a avut loc un concurs la București cu Burger Fest. Era mai mult un eveniment și da, au venit și Kendama și depozitul de Kendama. Cum a fost concursul? Ca orice concurs simplu. Da, exact. Îți dădea un număr. Eu am fost 25. Nu, așa se vede. Sau nu știu cum se vede bine, corect. 25, mă rog. Și urcam câte 6. Nu erau, și nu era un loc delimitat de al nostru. Era un mic spațiu pentru Kendamiș. Nu era un om foarte mare. Dar au venit puțini. Așa, deci... eu urcam câte 6 și ne-a dat tricuri. Logic, am intrat la începător, deoarece când am văzut primul trick la avansați, ce trick list era, prima schemă era juggle laid in. Și nu, am zis gata, mă las. Și la ultima schemă era triple space walk to lunar trade in. Da, deci vă dați voi seama. Așa, am intrat la începător, ne-a dat schemele. Și era concurs din acela în care cine dă primul schema cel mai repede. Eu m-am calificat, de ce? Deoarece am dat toate schemele, deci am avut așa. Airplane jumping stick. Am făcut un fail. Apoi stamp plane. Mă, la asta l-am dat first try. Apoi am dat birding first try. Și eram la ultima. Mușicame de 5 ori. 1, 2, 3, 4, 5. Dau eu frumos mușicame. Când, fix când era undeva pe aici Kendama mea, auzisem că cel de lângă, mă rog, da, cel care era înaintea mea, o dăduse deja. Da, deci vă zic, era, uite, aici mi-era când am auzit eu. Și uite așa am pierdut. Am dat de Alfa, dacă vreți să știți, de Oase, Cerebel, mă rog, Cerebel, ca de obicei, nu prea s-a băgat în concursul ăsta. A venit și Edi, dacă știți pe Edi, cred că e unul dintre preferații mei. E preferatul meu, în primul rând, da. Zeha a mai venit, da, întârziată. Cine a mai venit? Papuc. Alfa, Oase, da, Cerebel, v-am mai zis. Cine a lipsit a fost X Remus. Pentru că și că învățam, am uitat după aceea la un live și în al doilea rând și în Oradea. Și parcurge o zi sau nu știu mai mult chiar, din Oradea până în București. O să vă las în ultima parte după clipul ăsta, cred că și pozele pe care le-am făcut eu cu Alfa. Și un mic clip în care Eddie dă tightrope, dar nu l-am prins pe tot deoarece a trebuit să plec. Mi-am luat și un tricou cu ZDNK, arată foarte tare, să zicem, îl aduc imediat. Deci cum v-am zis, ăsta e tricou. Arată super fain. Dacă vedeți, e cu ZDNK și ce scrie 2017. Sau nu cred că este, dacă îl pun așa. Nu, se vede invers. Uitați așa. Se vede că aici clar că lumea 2017 și ZDNK. Au mai fost mai mulți profesioniști. Deci v-am zis de Papuc, Edia, a venit și Călim Badea. Și mai rău câțiva, dar nu le știu, nu le-am reținut numele, deoarece nu sunt chiar așa de cunoscuți. Păi, cam atât a fost. V-am zis, Burger Fest a ținut acest concurs. A fost super, în aer liber. O vreme tâmpită rău și acum plouă. Dacă vedeți pe filmare, plouă. Mă rog, plouă, picură un pic. Apoi a venit soarele, apoi iarăși a plouat și da, mă rog, n-a plouat, a picurat. Da, pe aici cam atât, în rest vă las cu clipul pe care v-am zis și cu pozele sau nu știu. Da, eu am fost Andreea să și vă spun, pa, pa. Aaaa, nu mers.
zi. Ce să faci? Sus, mă!